Așteptarea pentru localnici și toți cei care tranzitează drumul județean 393 Albești-Coroana a luat sfârșit. Conducerea Consiliului Județean Constanța și reprezentanții Societății de Drumuri Județene anunță că reabilitarea acestui sector important de drum se apropie de final. Dacă în urmă cu aproximativ 5 luni de zile drumul se afla la stadiu de piatră, pe alocuri chiar pământ, acum se numără printre cele mai moderne din județ. S-au investit mii de tone de piatră pentru realizarea fundației și alte câteva mii de tone de asfalt pentru a aduce acest sector de drum la stadiul practicabil și sigur. În prezent, angajații Societății de Drumuri au început turnarea ultimului strat de asfalt. Președintele Consiliului Județean, Mihai Lupu, transmite locuitorilor, dar și șoferilor, că investiția a fost gestionată cu responsabilitate. S-au executat lucrări de calitate și în scurt timp această reabilitare va aduce beneficii semnificative localităților, reprezentând un obiectiv important pentru conectarea comunităților și dezvoltarea economică în regiune. Drumul Albești-Coroana are în total 6,7 km. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța și-au propus ca toate drumurile de pământ și de piatră din județul nostru să dispară și să se facă astfel loc unei rețele de drumuri care să ofere siguranță, confort și normalitate.